Liviu Dragnea a devenit un fel de șef, le face concurență celor de la televiziunile consacrate. Știți dumneavoastră care, nu le mai dăm numele acum. Povestea e că a și pus în practică o primă rețetă. Ceva fasole, păstăi galbenă și s-a și lăudat singur, a zis, domne, e ca la mama sau ca la bunica acasă, adică niște rețete deja pe care le știm. Acum, că omul politic Liviu Dragnea a ieșit totalmente din prin plan, din postura de om care are ceva să ne comunice și care poate să mai schimbe lucrurile în țara asta, ne e clar tuturor. Așadar să-i urăm bun venit șefului Liviu Dragnea și să vedem și să ținem aproape să vedem cu ce rețete o să vină, mai ales că se apropie Paștele. De-abia aștept să vedem exact Pasca a la Liviu Dragnea.